Salona. Salutare. Pe tine știi, te cheamă Ștefan, pe tine cum te cheamă? Gabriel. Gabriel? Da. Salut, Gabriel. Mihai. Da. Deci sunt cei doi copii ai dumneavoastră. Da. Pe Ștefan, în vârstă de 5 ani, și pe Gabriel, de 9 ani, i-am surprins la ora la care mama lor îi lua de la școala din satul Izvorul Dulce, comuna Beceni. Copiii ne-au întâmpinat cu bucurie, însă mai mare le-a fost încântarea când au ajuns acasă, acolo unde îi așteptau multe surprize oferite de Crucea Roșie. Ia să vedem, măi. Ce crezi tu pe aici? Ce crezi tu pe aici? Nu știi? Crezi că mașină? Ia scoate cutia de aici și vezi. Pune la păcat. Ia scoate. Ai închid ochii. Vai. Ce frumoasă e. E frumoasă? Da, aici ce crezi că e? O mașină că te recomandă. Ia, vă. Ia scoate și vezi. Ce zici? Sunt din viața ta, mamă. Ce zici? Da, ești din moare. Îți place? Din reacțiile lor ne-am dat seama că ei nu au mai primit niciodată o jucărie nouă. Nu știi să joci. Ștefan, ai mai primit până acum vreo jucărie, așa? Nu ți-a dat nimeni niciodată? Vizita celor de la Crucea Roșie a venit la câteva zile după ce un cuplu de bătrâni, tot din comuna Beceni, a decis să doneze o vacă gestantă unei familii sărace. Ei au apelat la Campus TV, iar noi am cerut sprijinul celor de la Crucea Roșie, care, în scurt timp, au identificat mama cu cei doi copii. Ștefan și Cecilia Cioricaru s-au gândit, fără ezitare, să facă acest gest caritabil de a oferi oameni lor sărmani, animalul pe care l-au îngrijit ani buni în propria ogradă. Văzând emisiuni la televizor, cât bine să faci, am încercat și noi. Din puțin să facem ceva pentru băieții care sunt, a fost băieții, nepoții, de acord cu noi și am fost mai mulțumit când am văzut că și ei sunt de acord. Ne-am bucurat foarte mult că am găsit și pe cine să o îngrijească și a fost și copiii de acord. Și cu toată inima și cu bucuria toată am dat-o. Mama care îi are în grijă pe cei doi copii este divorțată. Fostul soț era violent și traiul cu el era un chin, mai ales că scandalurile îi afectau și pe micuți. Atunci când a plecat, bărbatul a luat cu el și animalul pe care îl creșteau și care era o sursă de hrană pentru copii. Mariana Oceanu se descurcă acum doar din indemnizația pentru persoană cu handicap, în valoare de aproape 300 de lei, și din alocația copiilor. Cam greuț ce să fac. Mulțumesc, Dumnezeu, cum sunt. Cum să vă spun? E greu că pe mine m-a prins acum cu impozitul ăsta, că nu avem impozitul ăsta, și plătim, mă descurc cât de cât acum. De că au venit niște oameni care au suflet mare. Da, mă rog. Familia care v-a donat acea văcuță gestantă și Crucea Roșie. Da, pare bine să vă dea sănătate și toate cele bune. Copiii, am văzut că sunt foarte bucuroși, da, au și jucării, da, n-au văzut. Da. Ei până acum nu prea au mai, n-au văzut, da, că n-ați avut și noastră posibilități. N-am avut, să știți că nu prea... Da, vă spui, eu nu știu ce, așa de mulțumită sunt de vaca ta, nu mai pot, că eu am, dacă am trăit în animale o viață întreagă, de 40 de ani, cam 42 de ani, nu mai... Și băiatul ăsta mare a prins, că a văzut animal la mine în curte și mi-a zis, mamă, început să la un timp să zică, oleu, ce bine era când aveam vaca și se vântă în norocitul ăla, uite, acum a rămas fără vacă să cumpăr. Și tare greu că trebuia să cumpăr. Îmi zicea băiatul, mă, am mâncat lapte, am mâncat o videa cu lare, luam, nu zic că nu luam, dar cu greu, că dacă
Cum vine luna, trebuie să duc bani, 1 milion la primărie. De la Crucea Roșie, pe lângă jucării, familia a primit alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și obiecte de igienă personală, bunuri strânse de la magazine din Buzău, din banca de alimente și din depozitul propriu. Reprezentanții fundației au rămas impresionați de gestul caritabil făcut de familia de bătrâni și au decis să ajute și ei. Nu numai noi. Și dumneavoastră mi-ați solicitat să găsim o familie care ar avea nevoie de o văcuță, nu? E, și cred că Dumnezeu ne-a îndreptat spre această familie care înainte au avut o văcuță. Soțul dumneei când a plecat cu văcuță cu tot, iar doamna și copiii plângeau mai ales după văcuță. Așa că nu știu dacă ați observat ce bucurie a fost pe ei atunci când și-au văzut văcuța în curte și ați văzut cum aleargă să-i dea apă și cum o mângâie și cum o iubesc. Și când am cerut ancheta socială și am văzut situația familiei, că trăiesc din 200 și ceva de lei pe lună, plus alocația copiilor, am zis și noi, Crucea Roșie, cu ce putem să le întindem o mână de ajutor.